Capitolul 14. Vindecarea unui bolnav de dropică. Într-o zi de sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, Oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Pe urmă le-a zis, Cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Despre smerenia la o Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis, Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva, printre cei poftiți de el, să fie altul mai cuvază decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să-ți zică, Dă locul tău omului acestuia, atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ți zică, Prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Despre binefacere. A zis și celui cel poftise: Când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Pilda celor poftiți la cină. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Isus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogute să mă ierți. Un altul a zis: Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său. Dute de grab în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce vei găsi, silește să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din Cina mea. Cum să fie ucenicul lui Isus? Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însă-și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu își poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă la cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca, nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă.